Schimbăm registrul și ne îndreptăm atenția către criza cerealelor din Ucraina. Polonia a decis să prelungească interzicerea importului de cereale ieftine din Ucraina vecină după 15 septembrie, dată până la care ar fi în vigoare măsura. Inițial, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria au anunțat că vor solicita Comisiei Europene prelungirea interdicției și după jumătatea lui septembrie, însă guvernul de la Varșovia nu a mai așteptat răspunsul oficial și a anunțat că va păstra restricțiile în mod independent. Și discutăm pe această temă cu domnul Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale. Bună ziua! Bună ziua și salut inițiativa polonezilor, că și băieții ăia, într-adevăr, au inițiativă și atitudine. Să vă spun de ce cred lucrul acesta. Pentru simplu motiv că aceste cereale ucrainene, da, și vorbim de ceea ce traversează în tranzit și ceea ce importăm sau mai importat în România, nu fac altceva decât să mărească bazinul de marfă ieftină în cele 5 țări, da, care s-au opus importului. Cu alte cuvinte, marfă mult mai ieftină pentru procesatorii și comercianții din vestul Europei. Și așa traversăm un nou episod de secetă severă, un episod care, să zicem, ne va devasta și ne va decima din nou recolta de porumb și floarea soarelui, dacă o vând fermierii și mai ieftin, efectiv sunt sacrificați. Al doilea an la rând. Deci, cu alte cuvinte, Polonia face foarte bine ceea ce face. Păcat de autoritățile noastre că tac, nu fac nimic, își bag efectiv capetele în nisip, nu răspund, nu comunică pe această temă. Între timp, avem o problemă și în portul din Constanța, care este de ceva vreme blocat din aceeași cauză. Da, din aceeași cauză, acest tranzit de cereale care nu a contenit sub nicio formă. Și haideți să vă dau cifre, că sunt cele mai elocvente. Putem să vorbim cât vrem, dacă nu vă dau cifre, nu înțelege nimeni absolut nimic. În 16 luni, din martie 2022 până în 15 iulie 2023, România a importat 4,4 milioane de tone de produse. Vreți să știți cât a importat România de la 1 mai, când s-a pus această interdicție, până la 15 iulie? 210.000 de tone pe lună. Și dacă facem o medie la cele 16 luni, avem o medie lunară de 270.000 de tone. Mie îmi spune cineva că asta înseamnă restricție la import. Când tu continui să importi la aceste niveluri, la aceste tonaje, nu a fost nicio interdicție la import, s-a folosit totul ca o perdea de fum. Acele contracte care au fost încheiate, ca să spunem așa, că asta a fost scuza primară, a fost încheiate înainte de 1 mai, au fost supraaplicate, amendate și astfel importul de cereale din Ucraina a continuat în România nestingherit. Care ar fi totuși soluția, pentru că se dorește și sprijinirea celor din Ucraina aflați într-o situație groaznică, dar în același timp și aceste țări să-și pună în valoare propria producție, să nu fie puși, iată, în umbră producătorii de cereale din aceste țări? Soluția am construit-o și am scris-o acum un an și două luni. Nimănui nu a apăsat de ea. Acum un an și două luni am spus în felul următor. Oameni buni, construiți depozite de cereale la 50-60 de kilometri de toate intrările de frontieră cu Ucraina. Acolo marfa ucraineană poate să vină, să fie acomodată, să fie achiziționată de cine dorește să o achiziționeze și apoi să fie livrată în liniște, fără ca toată lumea să se bulucească către portul Constanța sau să fie un mediu concurențial pentru fermierii noștri. Aceste depozite puteau fi construite din fonduri europene, din banii Statelor Unite, nu știu din ce bani, dar puteau fi la fel de bine valorificate spațiile de depozitare ale fermierilor români, care nu cred că nu și-ar fi oferit servicii în acest sens. Cu alte cuvinte, să se creeze aceste antrepozite vamale ca să se disipeze această presiune enormă logistică și de preț asupra României. Da, suntem de acord să ajutăm Ucraina, au o mare problemă când îți ia de casă, ieși pe geam, că nu ai altă opțiune, dar trebuie în același timp să ne protejăm piața internă, pentru că una este războiul și alta este comerțul cu cereale. Mai ales că vorbim de niște norme, proceduri și reguli comunitare pe care noi le aplicăm, iar în Ucraina nu se aplică aceste lucruri.